timpul ei am învățat că rutina de îngrijire este extrem de importantă și în special rutina pentru seară, pentru că dacă ai un ten dificil ca al meu, un ten uscat, cu tendințe de a o lua razna, din când în când trebuie să ai grijă de el seara, pentru că a doua zi să arate bine, să arate sănătos, să arate strălucitor, să arate fericit. Și atunci trebuie să ai mare grijă ce pui pe el seara și cum îl cureți în mod special. Recent am intrat în rutina mea de seară două produse noi de la Kiehl's, de care sunt foarte încântată, pentru că mă ajută să am o rutină lejeră, dar în același timp tenul meu să arate bine a doua zi, machiajul să se așeze frumos, fără să mi se strângă pe față, și asta mă face să mă simt bine. Întotdeauna încep rutina printr-o demachiere blândă, încerc să-mi dau jos machiajul de pe față înainte de a trece la pașii următori, pentru că asta mă asigură că la final pielea mea o să fie foarte curată. Și după demachiere am grijă să-mi curăț bine tenul de toate rezidurile de la machiaj, de toate impuritățile care se așează pe parcursul zilei pe ten. Calendula Deep Cleansing Foaming Facial Wash, care este un gel de curățare blând și chiar dacă eu am tenul uscat, am observat că nu mi-agresează pielea. Nu conține săpun sau paraben, ceea ce pentru tenul meu uscat este divin, și îmi curăță blând tenul fără să-l exfolieze, fără să-l agreseze. Are o consistență așa de gel foarte plăcută, care în momentul în care este amestecată un pic cu apă se transformă într-o spumă ce îți mângâie fața practic, iar după ce l-ai clătit de pe față, efectiv ai senzația că fața ți s-a calmat. În general, am după demachiere și după curățare am tendința să simt tenul foarte uscat sau să simt că mă strânge, dar cu acest gel de curățare am senzația că îmi calmează tenul și că mi se relaxează și că este așa zen. După curățare, întotdeauna aplic un serum hidratant, pentru că, așa cum am zis, am un ten uscat și are nevoie de foarte multă hidratare. Aplic un ser hidratant atât pentru zona ochilor, cât și un ser hidratant pentru față. După aceea trec la cremă. Iar crema pe care o folosesc în momentul de față este Ultra Facial Cream, tot de la Kiehl's, care are o textură lejeră, dar cu toate astea este hidratantă. Simt că îmi hidratează pielea în profunzime, are glicerin în compoziție, squalan, care ajută foarte mult la hidratare și la menținerea unui ten hidratat și proaspăt pe parcursul întregii zile. Și îmi place foarte mult ca dimineața când mă trezesc am o față relaxată și hidratată. Nu simt că ar mai avea nevoie de hidratare în plus. Cum am zis, este o cremă lejeră cu o textură foarte fină ce se aplică foarte ușor și intră foarte repede în piele. Iar acest lucru îmi face rutina de îngrijire foarte compactă și mă ajută să termin totul repede ca să nu petrec foarte mult timp în baie când probabil sunt obosită sau n-am chef de a sta foarte mult să îmi aplic multe produse. Ca provocare pentru această temă a fost să ne gândim la un loc unde am putea să promovăm aceste produse și unde credem noi că s-ar potrivi persoanelor din zona respectivă, iar eu m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să le promovăm în clădirile de birouri, pentru că acolo găsim cea mai mare densitate de femei obosite și stresate pe metru pătrat și bărbați. Și cred că ar avea nevoie și l-ar ajuta foarte mult două produse de genul acesta care să îți curețe fața, să-ți calmeze tenul și să-ți hidrateze pielea și a doua zi să pari mai fresh și mai revigorată. Cu siguranță multe femei din clădirile de birouri s-ar bucura de asemenea produse. Spuneți-mi dacă și voi ați încercat produsele astea și care sunt părerile voastre. Vă pup! Ciao!